Tragedie chiar de sărbători, un bărbat din Olt a decedat după ce a fost bătut cu bestialitate în plină stradă. Grig, așa cum îi spuneau prietenii, a venit din Italia să petreacă sărbătorile de iarnă cu rudele sale. Fiind sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul a mers pe marginea carosabilului pe o stradă din Craiova. Deranjat de gestul acestuia, un șofer a coborât din mașină și l-a lovit cu pumnii și cu picioarele și l-a lăsat lat în mijlocul străzii. După 7 zile, victima a decedat pe patul de spital. Grig s-a născut într-o comună din Olt, a absolvit liceul militar din Craiova și apoi a plecat în Italia, acolo unde trăia de ani buni. Împreună cu soția și cu fetița lor de 6 ani a venit acasă de sărbători, însă lucrurile au luat o întorsătură dramatică. A fost bătut cu bestialitate în plină stradă, iar mai apoi a decedat pe patul de spital din cauza loviturilor primite. Șoferul, un bărbat de 31 de ani, în noaptea de 21 spre 22 decembrie, ar fi condus un autoturism pe strada Doljului din Craiova, în timp ce pe partea carosabilă ar fi pătruns un bărbat de 41 de ani din comuna Grădinile, județul Olt, care s-ar fi aflat în stare de ebrietate. Conducătorul autoturismului pe care l-ar fi incomodat în trafic, bărbatul de 41 de ani, a coborât și i-ar fi aplicat acestuia din urmă mai multe lovituri cu pumni în zona feței, după care a părăsit zona, au transmis reprezentanții IPJ Dolj. Inițial, Grig a ajuns la spitalul din Craiova, iar de acolo a fost transferat în stare foarte gravă la un spital din capitală. Acolo a decedat la 7 zile de la incident. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și riscă să petreacă ani grei după gratii din cauza gestului său.